Bună seara, doamnelor și domnilor! Invitatul nostru de astăzi este directorul executiv al Asociației Forța Fermierilor, reprezentantul societății civile în cadrul companiei Energocom, fost vicepreședinte al Parlamentului și al Platformei Demnitate și Adevăr, domnul Alexandru Slusar. Domnule Slusar, bună seara și vă mulțumim tare frumos că ați venit la noi la emisiune. Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Deși în ultimele zile, domnule Slusar, se vorbește doar despre alegeri, eu v-aș ruga, începem un piculeț altfel și după care ajungem și la alegeri și la multe alte subiecte. Văd că nu se mai încheie problemele fermierilor sau, zic unii reprezentanți ai guvernării, capriciile fermierilor nu se mai încheie și mofturile acestora. Deci, ieri, asociația pe care aveți onoarea să o conduceți a avut o întrevedere cu premierul Dorin Recea, ați discutat subiectele, problemele cu care vă confruntați și totuși știrea vine tot de la dumneavoastră, unde anunțați că pe 21 noiembrie oricum organizați protest. Să o luăm pe rând. De ce a fost necesară încă o întrevedere cu prim-ministrul țării noastre și de ce, îmi dau seama, nu s-au încheiat discuțiile cu succes astfel încât vor avea loc protest? Întâlnirea a avut loc o solicitare noastră, că noi am vrut să folosim toate metodele posibile de dialog. Că oricum, până la urmă, orice protest, el trebuie să fie încheiat cu un dialog. Și noi, ca organizația responsabilă, ne-am gândit de ce să ajungem la proteste dacă e posibil de dialogat. 3 luni noi am așteptat această întâlnire. Am protestat în august lângă guvern, am venit să discutăm cu prim-ministrul august, septembrie, octombrie. Iată, în sfârșit am avut această întâlnire. Repet încă o dată, asta a fost decizia comună a Federației Naționale a Fermierilor și Asociației Forța Fermierilor să mai oferim o șansă guvernării să avem această întâlnire și dacă nu se rezolvă, recurgem deja la alte acțiuni. Era surprinzător printre altele faptul că noi am solicitat această întâlnire, dar ni s-au pus condițiile că să veniți numai mult de 3. Au mai fost invitate încă câteva asociații care unele din ele nici n-au vorbit o această întâlnire. Adică cumva un pic a fost un spectacol cu scopul de a pune bifa. Iată, ați avut întâlnire, poftim, a venit prim-ministru, 40 de minute am la dispoziție, repede, am început acolo să ne certăm pe problema importurilor. Mai scurt, din păcate, nimic concret. Și revin la întrebarea dumneavoastră despre capriciile. Ieri au fost câțiva reprezentanți care au permis să intre totuși în sală, după mai multe discuții, de la Sud, care au vorbit foarte, foarte tranșant. Situația este dezastruoasă. Pur și simplu, agricultorii, mai ales cei de la Sud, acum sunt vânați de creditori. Mulți deja au rămas fără tehnică și fără terenuri și unii fără casă. Doar în raionul Cantemir, în ultimele 2 săptămâni, au fost demarate proceduri peste 10 de fermieri, proceduri de insolvență. Adică lucruri despre care noi am vorbit tot anul și mă doare deja limba cât am discutat și aici în platou și în stradă și în orice ocazie spuneam, oameni buni, și ce faceți voi, domnii de la guvernare, ce propuneți voi, care este, voi înțelegeți care o să fie consecințele? Iarăși, nu vreau să ating întrebările politice, dar pe de o parte se vorbește că noi luptăm cu oligarhii, că ei vor destabilizare, ei vor nu știu ce. Iată, am văzut ceea ce a fost cu Șor, cu Șanță, cu toate acestea. Dar eu ieri am întrebat pe domnul prim-ministru, domnul prim-ministru, dar iată, dumneavoastră acum pe fondalul inacțiunilor și impotenței statului se distrug sute și mii de fermieri. Cine vine în locul lor? Dumneavoastră foarte bine cunoașteți, domnule prim-ministru, că aproape 40% din terenuri agricole deja sunt controlate de două companii transnaționale, care cam sunt controlate de aceeași persoană. Această persoană a fost mare, și cred că este mare prieten cu autoligar.
spre care este sub sancțiunile și vorbiți și pe bune vorbiți că eu acum concertat cu Șor lucrează în interesele Federației Rusiei. Și iată prietenul lui, fostul lui locțuitor, așa zisă asociația oamenilor de afaceri, omul în apartamentul căruia el a trăit nu odată în Statele Unite, omul care are câteva cetățenii și dublă identitate, iată acest om pune mâna pe toată țara, pe toată agricultura și transformă Moldova în moșia sa. Voi înțelegeți ce înseamnă securitatea alimentară? Voi înțelegeți ce înseamnă securitatea economică? Voi, pe de o parte, luptați cu aceștia. Dar cum luptați? Cât de eficient? Asta e altă întrebare. Pe de altă parte, iată, acest oligarh toxic, prietenul lui Plohotniuc, el acum așteaptă cu nerăbdare falimentul la tot ce e fermier. Și care a fost răspunsul premierului? Evaziv ca întotdeauna. Da, noi cunoaștem, da, știți atitudinea mea față de holding, da, noi nu știu ce, noi, da, noi vorbim, dumneavoastră spuneți că noi ne-ați permitem, spun, domnul premier, dumneavoastră cunoașteți care e politica la momentul această companie? Dincolo că ei au încheiat contract de a importa 300.000 de tone de floare soarelui din Ucraina. Dincolo de faptul că în 2022 au importat aproape 100.000 de tone de floare soarelui. Dumneavoastră cunoașteți că ei acum, acest holding, procură datoriile acestor fermieri, care fără 5 minute sunt insolvabili, chipurile că oferă un preț mai bun decât alții la agricultorii la cumpărarea producției, prețul oricum e mizer, dar cu 5 bănuți mai mult, și nu se achită. Și nu se achită din cauza că nu are bani. Producția, agricultorii n-au încotro, sunt nevoiți să dea producția, banii, nici acei copiici cu care îi cumpără, nu vin. În paralel acest holding duce reclamă, alocă bani grei pentru publicitate aproape în toate mass media, cât e de bună și cât e de eficientă această companie. Și voi spuneți aici că noi n-o să facem nu știu ce, și noi auzim acest lucru deja a doilea an. Și holdingul tot mai puternic este, dar agricultorii se duc de râpă. Voi înțelegeți ce se petrece în țară? Care model de agricultură? Voi vrați că satele să rămână fără locuri de muncă. Noi nu odată am spus acest lucru. Și când vorbiți că iată, e nevoie de procesare, cooperare, eu iar așa am spus. E nevoie de procesare, cooperare, irigare, zootehnie. Tot e corect. Tot e corect și pe mine nu trebuie de învățat ce înseamnă că am făcut și am înaintat inclusiv și cu forța fermieră ori zeci de propuneri. Dar uitați care e realitatea. Cu cine vreți să faceți chestia asta? Dacă dispar acești fermieri devasate, holdingurile n-au nevoie nici de procesare, că ei exportă producția direct și cu asta trăiesc, asta e agricultura primitivă. N-au nevoie nici de zootehnie, n-au nevoie nici de cooperare, n-au nevoie nici de irigare, că ei aplică tehnologiile lor, tehnica lor și ei nu se ocupă cu culturile intensive, pentru că nu interesează care soartă satelor o să fie, că mâine 10.000 de oameni o să plece din țară, asta nu e problema lor. Ei lucrează ca rechinul. Rechinul capitalismului, transnaționalul la rece și fără că să aibă grijă de această țară. Business, business, business. Dar agricultura asta e mai mult decât business. Satul asta e mai mult decât business. Voi înțelegeți ce se petrece? Zero. Și când noi am ieșit de deja, o parte din agricultori a rămas afară, indignați că n-au fost admiși la întâlnire. Și când am ieșit, au fost membri Consiliului, am ieșit cu Federația Fermierilor, am spus, da cât se poate? Cât se poate de deja? Gata. Cuțitul a ajuns la os. Procesul este de faliment. Până la 31 decembrie, pur și simplu, vreo 20% din toți agricultorii care mai sunt încă din acei 60% care au mai rămas necontrolate de holding, 20% dispar. Și restul nu știu cu ce o să iasă în primăvară. Și am decis că mai discutăm în teritoriul modalitățile organizaționale, unde facem, în teritoriu, în oraș, cum blocăm, unde blocăm. Și pe 21 noiembrie așa s-a decis. Și asta nu a fost decizia mea, și nu a fost capriciul cuiva, a fost decizia unanimă.
la tuturor membrilor la Forța Ferbierilor, tuturor membrilor cu Consiliului la Federația Ferbierilor, pe 21 noiembrie cu tehnica agricolă noi vom ieși, adică noi, eu pot ieși doar, am spus ieri, băieți, eu pot cu pălisosul să ies. Restul să iasă cu tehnica agricolă și situația, eu niciodată nu țin minte că situația să fie așa de tensionată. Pur și simplu eu nu știu cu ce o să termină acest protest, deoarece agricultorii n-a să fie cum a fost, părerea mea, n-a să fie cum a fost în iulie, în iulie au fost niște blocaje, dar totuși, hai, o zi, mai discutăm, mai dialogăm de este. Iar ceea ce eu am auzit, eu am înțeles că oamenii pur și simplu o să vină cu tehnica, o să blocheze unde iată, o să decidă că blocăm aici și o să stăie, n-a să permită o anime să treacă. Așa de tensionată și așa de înrăită clasa aceasta agricultorilor micro, mici și mijlocii. Domnul Slusar, dumneavoastră cred că vă puteți explica, poate ne explicați și nou. Ce i-a schimbat pe actuale lideri ai țării astfel încât ei nu mai gândesc așa cum gândeau în 2020? Noi ținem minte discursurile domnului Bolea, discursurile președintelui țării. Bun, domnul Răcean poate era în umbra acestei guvernări. Deci, atunci era destul sau foarte tensionată situația pentru agricultori în timpul guvernului Chicu. Și oamenii, actuali lideri, pe atunci în opoziție, vă susțineau la greu. Și atunci companiile trans-internaționale sau naționale tot erau foarte puternice și toți dădeați alarma. Și actualii vă susțineau. Ce i-a schimbat pe ei în decurs de 3 ani, astfel încât ei ce că vă aud, da, cum spuneți dumneavoastră, bifa s-a pus sledușit. Din punctul meu de vedere, explicația e foarte simplă. Și ea se numește cinismul politic. 2020, care comparativ cu anul curent, nu a fost atât de grav, că cel mai greu anul agricol a fost 2023. Și, sau să spunem așa, 2 ani la rând grei de tot, 2022-2023, când un gem de probleme, un gem de crize, putem așa, multiple crize, au afectat agricultura concomitent. Război, seceta, creșterea prețurilor la resurse, prăbușirea prețurilor la materie primă. Așa ceva nu a fost niciodată. Și iată, în 2020, ei erau în opoziție. Adică agricultorii cam aceiași sunt. Eu ieri m-am uitat la cei care au venit. Două treimi din ei în 2020 au stat tot cu tractoarele în Piața Mare Adunări Naționale și nu de câteva ori. Tot aceiași oameni. Dispus că ceva s-a schimbat la agricultorii, nu pot. Că s-au schimbat la adânci viziunile politice. Eu vreau să vă spun că la noi în Consiliu, eu chiar când se vorbește că noi facem politică, eu am dat această statistică undeva, pot să repet și acum. Doi membri Consiliului au mers pe lista PAS, trei membri au mers pe lista PSD, doi membri au mers pe lista Democrația Acasă, unul a mers pe lista Platformei, unul a mers pe lista PLDM, și încă unul, mă tind ca candidat, ca independent. Restul n-au participat în alegeri. Adică, dacă observați, niciun partid anti-european nu e aici. Toate partidele de este. Adică, tot aceiași agricultori au rămas. S-a schimbat conjunctura. Cei care atunci strigau, dați bătaie, veniți cu tehnica în Chișinău, voi sunteți corecți, banii sunt în țară, nu mai iată, schimbăm pe aiește și curbăm toate schemele și o să fie totul bine. Atunci era, eu repet încă o dată, cinism politic. Vladimir Bolea a vrut să câștige PAS. Și prometea la stânga și la dreapta tuturor tot ce eu vreau să audă. Doamna președinte, eu trebuie să recunosc, a fost mai moderată, deja era în statut de președinte, dar oricum, au fost niște promisiuni, cumva legate de, iată, noi, acum e greu, dar iată, se schimbă guvernul, noi nu avem guvernul plenipotențiar și donatorii sunt gata să ne ajute. Și într-adevăr, imediat, cum a devenit președinte, primul pas a fost făcut cu întâlnirea cu Iohannis și au fost acele 6.000 de tone de motorină care au salvat agricultorii. Adică, față de doamna președinte, eu, cu toate rezervele, dar ea ceva a încercat să facă. Altă întrebare, că pe urmă totuși nu e funcția președintei,
Și deja era în atribuția guvernului și parlamentului să facă ordinea. Din păcate, repet încă o dată, imediat când au ajuns băieții în fotolii, gata, eu uitat de agricultura, de situația, adică nu a uitat, dar agricultura nu este prioritară pentru dânsi. Și locul 10, eu am spus ieri și de câteva ori și cu altă ocazie am spus. Domn prim-ministru, ați avut două evenimente importante, summitul din aprilie sau mai, care au fost la noi, Bubaca, și ultima platformă pentru sprijinul Moldovei, pe 17 octombrie. Două evenimente care ați vorbit cu donatorii despre susținerea Moldovei cu accesarea la fonduri. Aceste fonduri au cuprins mai multe domeniile de activitate din țară. Infrastructura, energie, educație, sănătatea, toate. Unde e agricultura? Unde e agricultura? Noi pe 23 mai am mers la Bruxelles la protest, împreună cu fermierii din Polonia, România și Slovacia. Și au ieșit la noi, la dânși au ieșit deputații lor, că au deputații la noi, au ieșit fostul comisar Cioloș, care persoană foarte stimată în rândurile agricultorilor din Moldova, că au făcut multe lucruri încă când erau guvernele Alianța 1, Alianța 2, Alianța 3 și el insista că să avem noi acces la fonduri și guvernarea noastră nu a vrut. Valeriu Lazar, ministrul economiei, bloca accesul nostru la fonduri. Și Cioloș a ieșit la noi și a spus, băieți, noi timp de 2 ani avem deschidere fără precedent față de Republica Moldova. Noi vă oferim ajutorul macrofinanciar pentru, ca suportul bugetar, ca fonduri la diferite direcții, anumit și cifre. Cifre se cifrează cu sute de milioane de euro. Noi nu putem în locul guvernului vostru să dictăm cum să fie folosite aceste fonduri. Guvernul a trasat prioritățile, noi v-am dat banii. În aceste priorități, agricultura nu s-a regăsit. La noi care sunt întrebări? Și iată, omul are perfectă dreptate. Agricultura rămâne cenușăreasă. Asta cumva lasă. Eu s-ar lămuri, găsesc pe 2-3 agricultori care îmblă cu jeepuri, fac că ei sunt cei mai mari evazioniști, cataloghează pe toată clasa fermierilor care cu oazicul până în ziua de astăzi merge prin câmpuri, cataloghează că ei sunt bogătași și spun ăștia nu trebuie să fie susținuți. N-au dreptul la susținere, că vreo 2-3 acolo sunt evazioniști. Oameni buni, dacă în agricultură sunt cei mai mari evazioniști, apoi spuneți-mi, vă rog, cine au distrus sistemul bancar, sistemul de asigurări, cine au furat această țară timp de 10 ani? Oare agricultorii au făcut acest lucru? Și dacă voi considerați, da, este formă unde mai ușor de ascuns producția. Vreo 10 ani încerc să promovez idee foarte simplă. Impozit unic. Puneți impozit unic per hectar, de la care nu poate fugi nimeni. Asta este reper cel mai bun. Și puneți punctul aici. Și atunci n-ați să fie probleme. Voi anume, funcționarii și politicienii, nu vreți să puneți impozit unic, dar cu orice ocazie, la primul solicitare a agricultorilor, ziceți că ei sunt evazioniști și nu știu ce. Este o abordare cinică, dar până la urmă abordarea în defavoarea țării, în defavoarea interesului Republicii Moldova. Dispar acești agricultori, cu ei mai departe dispar și satele și toată țara va fi transformată, repet încă o dată, în moșia unui holding controlat de persoană. Am informația că chiar și acum este în relațiile bune colaborarea cu Plohotniuc. Persoana care tot timpul a tras foarele împreună cu Plohotniuc. Numai că aici noi vedem toate lucrurile care se întâmplă, dar aici tăcem, deoarece persoana are niște fonduri de la Bird, că Berdu Sarmanu nu știe cum să se schepe de dânsul, de situația care este în port, dar dat fiind faptul că noi declarăm guvernare pro-europeană, noi ne temem să atingem pe tovarășul Vaja Jașa, care trăiește în România, bine mersi, și trage sfoarele și distruge această țară cum știe el. Probabil ultima întrebare despre tema asta. Mi-aș să spuneați că băieții de sus dau dovadă de cinism politic. Dar nu credeți că unii băieți de sus vdolea? Eu am auzit multe informații despre asta. Vreau să nu fie așa.
Nu am probe. Nu am probe, nu pot să... Eu de prins vin, iată, noi o să discutăm cu despre alegeri, anumite lucruri. Da, da, da. Eu am probe, cifre am. Aici eu aud multe zvonuri. Eu văd o pasivitate suspectă din partea unor demnitari de stat. Eu văd că se declară una, se face cu totul alta. Eu văd acțiunile foarte tardive, reacția foarte tardivă sau inacțiunile. Eu, până la ultimul moment, vreau să cred că este vorba doar de incompetență și de alt mod de gândire, altă paradigma de construcție a țării, o adânce, în care nu este loc bun pentru agricultură. Dar unele suspiciuni și unele momente pe mine mă îngrijorează. Desigur că până a avea probe, eu nu vreau să vin cu declarațiile, deși mulți agricultori, iată, dacă vorbiți cu agricultorii, toți cam împărtășat ceea ce ați spus dumneavoastră. Eu să fiu rezervat și nu vreau să vin cu declarațiile neprobate. Dar eu vreau să vin cu câteva clipe de publicitate. Vă rog, după care revenim, publicitatea doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor, domnule Slusar, promit că ultima întrebare despre agricultură, dar un pic altfel. Azi a venit un comunicat de presă de la președinție care sună în felul următor. Maia Sandu anunță începutul campaniei de împădurire din această toamnă, care va începe zilele viitoare în cadrul Programului Național de Împădurire. Ea spune că în total în acest an va fi plantată și regenerată pădure pe 7000 de hectare. În această primăvară au fost deja plantați puieți și regenerată pădure pe 3000 de hectare de terenuri din fondul forestier, iar în următoarele săptămâni vor fi sădiți puieți pe 4000 de hectare care aparțin de 168 de primării din întreaga Moldova. Eu, domnule Slusar, sunt jurnalist în anul 2005 și în calitate de reporter mergeam cu premierul de atunci, Vasile Tarlev, cu fostul președinte uneori la evenimente când ei plantau puieți. Noi suntem în 2023 și eu, an de an, cu fiecare prim-ministru mă trimiteau șefii să fac reportaje despre cum se plantează puieți și declarații de genul ăsta. Eu consider că până în ziua de azi noi trebuia să trăim deja într-o pădure tropicală, dacă să ținem cont de toate chestiile astea. Dumneavoastră, credeți că nu criticăm pe doamna Maia Sandu sau pe Vasile Tarlev. La noi copaci staie cu sutele de hectare. Asta e problema. Noi, știți, nici nu știu cum să vă întreb ca să nu jenim pe cineva. E vreo soluție în general? Sau mergem și noi așa, că trebuie în fiecare an de plantat de două ori să ne arătăm la televizorul unul pe altul? Nu, asta e soluția. Important că să nu fie difreșate în anul ăsta mai mult decât a fost plantat. Aici e cea mai mare problemă, că îmi amintesc bancul de este care cu chinezii care puneau cartofi și a doua zi scotea că cușeți hoceți sau hoceți. Cam așa, noi plantăm, dar sărăcie oamenilor și mai ales ultimii 2 ani când s-a întâmplat această criză energetică gestionată din punctul meu de vedere destul de neprofesionist, au ajuns că și lemnii, noi ținem minte și hohma asta cu lemnii net și cu toate acestea și a fost un proces de defrișare a pădurilor sădite și de Tarlev și de Filat și de Voronin și de Maia Sandu tot la un auto. Clar lucru că abordarea este corectă. Noi avem cel mai mic număr de păduri raportat la toată suprafața agricolă. Asta influențează umiditatea, asta influențează climatul, mediul. Tot e abordarea corectă, dar iarăși, orice problemă trebuie să fie abordată în complex. Și când o atine e sărăcia și economia nu funcționează cum trebuie și resursele energetice sunt scumpe și guvernarea nu poate gestiona normal aceste procese, populația nu se gândește nici la ploi, nici la situația climatică, nici la faptul că terenurile agricole rămân fără omizeală. Populația se duce și taie fără nicio remușcare, deoarece este vorba de supraviețuire. Și eu anume sub acest aspect, sub acest racurs aș aborda problema. Că se vorbește, că se face, asta e bine. Dar nu poți cu o mână să faci și cu două să strici.
Alegeri locale generale, primul tur, 5 noiembrie. O concluzie generală, vă rog frumos, dacă ați reușit să vă faceți. Cine e marele pierdant, cine e marele învingător? Și după care mergem treptat. La general, dacă noi să nu cădem în extreme, prima extremă care eu am auzit de la forțele pro-Kremline, că eșec total al pasului, și nu este adevărat. Eșec total, asta cum e Partidul Democrat Agrar a avut majoritate în Parlament și nu a trecut pragul. În 98. În 98. Iată, asta e eșec total. Sau când tu ai tot Parlamentul și obții 10% de voturi, de exemplu, la locale. Pe de altă parte, eu am văzut aceste mesaje triumfaliste al lui tovarășul Spână. 240 de primării, 200 nu știu care, că gata, a triumfat, ideea europeană a triumfat. Din punctul meu de vedere, undeva adevărul este la mijlocul, dar totuși mai spre, știți cum, mai spre problemele pentru PAS. Adică mai bine, mai degrabă ei sunt pierdanți decât câștigători. Și mie îmi plac tare cifrele. Haideți să operăm cu ele. În 2021 PAS a câștigat alegerile detașat cu 774.000 de voturi. Scoatem aici diaspora, care au dat undeva aproape 200.000 de voturi. Undeva pe țară PAS a primit 580.000 de voturi. Pe 5 noiembrie votul politic. O să în primăriile, cam uși ajungem noi la primăriile. Votul politic pe țară PAS a obținut 305.000 sau în procent 26,5% din toți alegătorii. Adică minus 280.000 de voturi. Da, hai, nu putem compara. Eu am o leacă experiență. Nu putem compara alegerile locale cu alegerile parlamentare. Există anumită diferență aici. Dar, oricum, pierderea de 280.000. Dacă asta este motiv pentru mândrie, nu știu. Cine răspunde pentru această mândrie? Doi la mână. Luăm orașele, centrele raionale. Nici nu vreau, municipiile în toate, niciun municipiu nu a fost câștigat de PAS. Dar luăm doar centrele raionale, orașele reședință. Doar în trei centrele raionale, Sângerei, Ieloveni și Timișlie, nu cele mai mari, PAS a câștigat din primul tur. Scumpărăm cu, vorbim care, dar ce eu am, cum așa... Haideți, comparăm. Forța aceasta, care noi știm că e condusă de Igor Dodon, au câștigat 6 centre raionale. Dintre care 2 în centru. Hai, lăsăm Nordul, da, Creuleniu și Anene Noi din primul tur. Creuleniu, orașul care e 71%. Renato Usată, care a umblat 2 ani nu știu unde, l-a piscuit, l-a măritat, l-a nu știu care... cu o lună înainte s-a trezit și tot trei orașe au câștigat fără mare stres. Drochea, Fălești și Glodeni. Și încă în trei au ieșit în turul 2 candidatul. Partidul Loc, care din nicăieri a apărut, numai pe ideea descentralizării, au câștigat Ștefan Vodă și Leova și foarte aproape este de a câștiga Jedinița. Iată, noi putem să comparăm. Iată, astăzi cifrele reale. Și trei la mână. Da, primăriile au fost, 240 de primării au fost câștigate. Dar, iarăși, au fost câștigate cu metodă clasică, care este foarte bine cunoscută pentru Andrei Andreevici Spânu și pentru și el e bun elev discipolului Filat. Așa au mers Voronin, așa au mers Filat, până la culminarea o adus Cheva Plahotniuc, pe urmă Dodon și exact așa merg cei de la PAS. Ei vin în primăriile ăștia năcăjite mici de 800-900 de oameni, fără, în loc să fie oferită, să fie efectuată, desfășurată, implementată, cum doriți numiți, descentralizarea și reforma administrativ-teritorială în astfel încât aceste primării să primească maximum atribuțiilor și maximum resurse financiare în ce ține de și autonomie patrimonială, financiară, juridică. În loc de aceste lucruri,
Vin emisarii de la PAS, deputații, smotreașii și spun, vrați fonduri, vrați să aveți satul european. Nu, știți ce trebuie să faceți, v-am de provocat. Noi știm, la noi a fost satul moldovenesc cu Voronin, pe urmă a fost, fără denumirea programului Filat, pe urmă drumuri bune 1, drumuri bune 2 și atât acum satul european. Denumirele se schimbă, metodele aceleași rămân. Și sărmanii primari nu vreau să arunc nicio piatră în ei. Sărmanii primari pentru măcar a obține ceva fonduri pentru satele, păi să nu fie închise satele, să nu fie închise școli, grădinițe și că statul nu are grijă de reformele normale, ce ține de descentralizare, repet încă o dată, și asigurarea funcționării autonomiei locale. Sărmanii iar caută care este, unde e chipiul galben, că acolo undeva în subsol sunt cei roșii, cei verzi, cei albastri și iată acum trebuie de luat încă chipiul galben. Și domnul Spânu se mândrește că 240 de primari, dintre care mai mult de jumătate sunt exponenții, foști exponenții de la Partidul Democrat, actualul PSD, de la PLDM, de la Platforma DA, Independenți și la prima cotitură politică, la prima clătinare scaunului în centru, acești primari o să uită cum au cheamă pe Spânul. Și o să învețe poezie cu următorul smătreaște. Așa că să te mândrești cu... Și acești primari, anume acești primari, au asigurat votul politic. Că primarul, lumea votează pe omul, omul reprezintă partidul și primarul indică pe toți cum de votat, pe cine pe care partid de votat. Că oamenii n-au avut mare dragoste. O parte chiar votează pe omul și nu prea votează partidul. Dar de regulă ascultă. Și iată asta rezultatul. Dacă PAS... Eu am spus, este ultimul clopoțel pentru partidul de guvernare. Da, este lecția de învățat și pentru celelalte partide extraparlamentare. Cred că dacă reușim, vorbim și despre ele. Dar totuși la noi la guvernare este PAS. PAS trebuie să înțeleagă că asta este reacția la un act neeficient de guvernare. Că multe reforme nu au fost măcar lansate, dar cele care au fost lansate cam frânează și nu au fost aduse până la capăt și neavând ce arăta alegătorii pe interiorul, succesele pe interior, PAS-ul a mers cu două lozinci. Kremlinul, la noi război, da, pe bune putem să spunem că aceasta cumva funcționează. Când tu prima lună vii, dar când tu ieși a treilea an la guvernare și totul dă vină la asta, oamenii deja nu reacționează. Și a doua metodă, clasică, ideologie nu contează, lăsăm la o parte toate lucrurile, votați pe noi, aveți acces la fonduri. Iată asta cam ce a fost. Din păcate, din mesajul lui Spânu, eu n-am înțeles. Adică eu cel mai probabil văd că lecția nu este însușită și acest mesaj triumfalist este unul foarte nociv. Repet încă o dată, nu s-a întâmplat catastrofa, dar la finalul de concluzii generale doar vă spun că când în 2001 a venit Voronin la guvernare și peste 2 ani au fost alegerile locale, păi comuniștii au luat atunci în 80% din consiliile raionale majoritatea. 80, majoritatea 50-60%. PAS, matematic, mai mult de 50% nu a luat nicăieri. El a luat majoritatea prin redistribuire, acolo a fost de Călăraș, Strășeni, Ieloveni și Creuleni, a fost 40 ceva de voturi, procente, și datorită redistribuirii iau majoritatea. Dar 50% PAS nu a luat niciun consiliu. Și încă nu se știe cum o să fie coalițiile. Văd că... Apropo de coaliții. S-au apucat să facă coalițiile monstruoase. Spuneați dumneavoastră că deci, capul de afiș al acestei campanii pentru PAS a fost Kremlin, război hibrid, partide prorusești, cum ar fi socialiștii, pe Dodon mai îl făceau șofer de tank rusesc și vine zvonul la Ștefan Vodă. Are loc nunta politică între PAS și socialiștii lui Dodon. Socialiștii care au mâncat bătaie toată campania, că sunt criminali, că sunt trădători de patrie și de țară. Putem să numim asta paradox politic? Sau așa la nivel local și nu avem ce face? Haideți să spunem așa. Eu nu sunt persoana naivă.
nu sunt romantic. Un pic cunosc procesele electorale în fauna noastră moldovenească și fac distincție dintre alegerile la nivelul central și alegerile la nivelul local. Da, există specificul. Alegerile locale mult contează la noi în Moldova, relațiile interpersonale. Și nu tot timpul partidele de orientare de dreapta, la nivel interpersonal, sunt conectați bine. Și asta influențează asupra alianțelor. Uh-huh. Dar, ceea ce s-a întâmplat, dumneavoastră vorbiți de zvonuri, dar eu vă spun informația că ea e veridică, că eu am primit din câteva surse. Surse diferite din diferite partide. Ceea ce s-a întâmplat la Ștefan Vodă, după mine, este depășirea tuturor liniilor roșii. Eu chiar cu experiența mea, cu toată indulgența mea față de aceste procese, eu nu pot explica normal acest lucru. Încă nu au fost anunțate rezultatele preliminare în raion, dar dimineața a doua zi, cei de la PAS, nu socialiști, cei de la PAS contactează pe socialiști și propun coaliția. Da, propun coaliția, PAS are 12 mandate, aici au 7 mandate. Și întrebarea mea, iarăși, și luăm matematica, uneori se întâmplă că tu trebuie să alegi. De exemplu, dacă în Consiliu era PAS, socialiști și Șor. Uh-huh. Și tu te-am un ai cu citin cotrăor și faci coaliția cu rău mai mic. Dar matematica e următoare. 5 mandate au social-democrații. Așa cum se iei de la Plohotniuc, dar după curățarea, după ea este, totuși e partidul pro-european, chiar unionist. 4 mandate are partidul LOC, care e partidul de descentralizare și pro-european. 2 mandate are platforma. Da. Putem. Alege. Iată, 3 partide cu care tu poți să faci coaliția. Nu. Îi sună și fac socialiștii, fără a explica chiar și în cadrul activiștilor, în cadrul consilierilor nedumerirea. De ce voi faceți coaliția cu socialiștii? Răspunsul de atâta. Că așa, și atât eu am primit recent informația că ideea aceasta a fost coordonată la nivelul central între Andrei Spânăș și Partidul Socialiștilor. Cum asta? Iată, eu vreau să înțeleg. Și mai ales când era încă situația de pace. Încolo, încoace, asta încă era. Dar acum totuși, 2 ani, socialiștii și mai ales Dodon, pe bune, nu au ieșit din agenții Crăblinului, nu au ieșit din toate aiestea, că nu au răspuns la întrebarea cui Crimeea, nu au vrut să spună niciun cuvânt despre război. 2 ani și vorbiți despre Crăblinul. Mai mult ca atât. A doua zi după alegeri, iese Igor Grosu și o întrebare despre turul 2 și coalițiile în continuare, zice că PAS trebuie să facă coalițiile cu partidele pro-europene. Și haloronc, în aceeași zi, Ștefan Vodă face coaliția, face nuntă cu socialiștii. Eu cum asta să înțeleg? Că socialiștii au devenit pro-europeni? Sau că partidul este condus de 2 persoane? Grosu spune una, dar spune negociază alta? Și așa în teritoriul fac a treia? Ce eu trebuie să înțeleg? Ce trebuie să înțeleagă alegătorii, iată, care au votat? Și toată campania electorală a fost acest narativ că noi n-am făcut reforme deoarece război, dar la noi în țară este a 5-a coloană și a 5-a coloană în afară de Șor, acolo este și Dodon. Și cu oamenii lui Dodon tu a doua zi faci coaliția fără măcar a încerca. Eu am vorbit cu reprezentanții la toate aceste partide. Mm-hmm. Din Consiliu. Spun, cu voi măcar. Nu, nicio încercare de a discuta nu a fost cu noi. Nici măcar telefonul nu ne-a dat. Noi am aflat de o socialiștă despre chestia asta. Că eu am bătut palma președinte de la PAS, 2 vice de la socialiștă. Пожалуйста. Cum asta să explici? Și din câte eu am auzit, cam acest suflu este și pentru celelalte raioane. Nu am, iarăși, nu vreau să fac declarații, uh-huh. Că nu am încă probe, dar zvonistica, așa cum ați spus dumneavoastră, zvonistica merge că și în câteva raioane, cumva, înțelegeți ce s-a întâmplat? Eu înțeleg logica perversă un pic a lui Spânu, dar ce s-a întâmplat? Noi am vorbit cu dumneavoastră. În campania electorală PAS-ul a mers ca tăvălugul și cu această idee, adică idee externă că Kremlinul, idee internă că voi primare veniți la noi că noi o să vă dăm fonduri. Și
în mare parte cu, au fost și socialiști printre ei, apropo. Nu mulți, dar au fost. Dar mare majoritate primarilor transfuși au fost de aceste partide de dreapta. Desigur că asta nu a adăugat dragostea partidelor de dreapta și eu nu odată am menționat acest lucru. Asta îngreunează procesele formării coalițiilor. Probabil că tovarășul Spânu s-a gândit că, ei, dar și să mai pierdem noi timpul. Noi am pus sarcina, că dată ei au deja au adiționat harta în galben, înțelegând foarte bine că voi acolo aveți majoritatea relativă. Și asta nu înseamnă că voi o să aveți președinte de raion. Dar este pusă sarcina. Aha, noi am luat majoritatea relativă, înseamnă că noi trebuie să fim președinți de raion acolo, cu orice preț. Și probabil că de sus a mers directiva, faceți cu cine vrați, numai noi să avem funcția asta de președinte de raion, deși când te gândești că vai de capul raioanelor ăștia, noi înțelegem foarte bine, atribuții nu au, școlile sunt trecute la primărie, spitalele acum sunt preluate de Ministerul Sănătății, acolo e sinecură politică. Sinecură politică că oamenii din raioane să aibă o leacă de salariu, o benzină și mașină sub fundul. Iată, asta e esențul raioanelor. Dar prestijul. Iată, noi am luat raioanele, trebuie să fim, să arătăm la toți că noi avem, plaha avea este că Barsetca venea cu bani atunci în 2015 și deschis spunea că câți bani trebuie să dăm că președinte de raion să fie de OPD. Pentru dânsul asta a fost Dela principă. Și atât mi se pare că cel care conduce acum de fapt partidul PAS, eu cam merge pe aceeași cale. Să nu fie și finalul același. Noi suntem la finalul a doua, părții a doua, luăm vreo câteva clipe de publicitate, după care revenim în publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domnul Sosa, nu știu cum considerați dumneavoastră, dar mulți consideră că știrea alegerilor totuși vine de la Chișinău, pentru că este pentru prima dată din 1999 încoace, când cineva a putut câștiga din primul tur, domnul Urechean în 99, l-a învins pe domnul Iof de la Comuniști Socialiști și Agrarieni, era așa un bloc atunci. Dumneavoastră, cum v-a părut această victorie? Și doi, în același context, pentru că dumneavoastră eu vă pun o întrebare și răspundeți la patru deodată, în același context vă întreb despre eșecul, dacă îl considerați eșec, al domnului Lilian Carp, pentru că diferența totuși e de vreo 60.000 de voturi dintre primul clasat și al doilea. Și mai discutăm. Haideți iar să abordăm situația, să avem abordare sistemică și complexă. Domnul Cebanu a câștigat alegerile în 2019, având foarte bună conjunctură. Și el a fost destul de pregătit pentru această funcție. Eu nu lăsăm la o parte aspecte politice. Trecutul lui, care pentru mine oricum rămâne unul obscur și eu nu-mi schimb părerea, tot asta, mitingurile împotriva acordului de asociere, dar gata, asta lăsăm pentru alt lucru. Eu deja l-am câștigat, dar noi trebuie să înțelegem că el, 4 ani până în 2019, a trecut prin Consiliu. Eu special a fost lăsat acolo și de la A până la Z a studiat toate mărânțușurile gospodăriei Chișinău. Da, au făcut show-uri acolo, au tras de urechi pe chirtoacă, dar 4 ani, el e capabil și am spus ieri, spun și azi, a fost cel mai talentat manager din rândurile socialiștilor. Și acest lucru, cu toată responsabilitatea, spun, deoarece timp de jumătate de an am avut posibilitatea să muncesc zi de zi în cadrul acei coaliții cu dânsii și pot compara pe dânsul cu coruptul ăsta Dodon. Pot compara. Și știu toate nuanțele. El a venit pregătit știind bine gospodăria. Una la mână, doi la mână. El a venit ca moștenitorul după a treilea mandatul lui Chirtoacă, care a fost dezastru. A treilea mandat, noi trebuie să spunem lucruri pe nume. Dacă primele două, ok, acolo sunt unele lucruri contestabile, sunt momente, dar totuși au fost și momente pozitive pentru oraș. A treilea mandat e cu Dârda și Topal e dezastru. E dezastru. Și fundalul a fost foarte favorabil. Și iată, având toate aceste momente și folosind greșelile celor de la PAS,
Ștefan Ciuban foarte abil a reușit să valorifice și momentele și fondalul și propriile cunoștințele și capacitățile manageriale și greșelile pas. El ideal, aproape ideal, a folosit toate. Telespectatorii trebuie să cunoască. Eu așa treptat revin în la a doua întrebare despre eșecul sau neeșecul domnului Carp. Cu două luni înainte, cu trei luni înainte de începerea campaniei electorale, ratingul lui Ciuban în sondajele închise, apropo, ați observat, nu a fost niciun sondaj până nu s-a început campania, nu a fost niciun sondaj despre Chișinău. Da, da. Ratingul lui Ivan Ciuban a fost 68%. 68%. Eu vă spun cu toată responsabilitatea. Și aici revenim la prestația partidului de guvernare, care a câștigat alegerile prezidențiale în Chișinău, când a fost doamna Maia Sandu, a câștigat alegerile parlamentare în toate 5 sectoare și au crezut că cu Ciuban adnoi levai, pravai, de este, da, și eu în toate 5 sectoare au văzut că toate, tăta este. Și n-au luat în considerație tot ce eu am spus și încă un moment că putem să spunem că este cameleon. Că tot s-a schimbat chipiul, dar eu la moment foarte, la timp am înțeles că Chișinău poate fi condus doar de un primar pro-european. Măcar la nivel declarativ să creadă măcar cineva în asta. Și acele cineva, împreună cu cei care sunt anti-europeni, iată, ei au făcut acest electorat care l-a votat pe Dețu. Cei de la PAS au dormit. 2021 au dormit. Ei, cum trebuia să procedeze un partid serios. Hai să, încă un factor care a influențat, în Consiliul Municipal din 2019, acea fracțiune care, nici celelalte, eu nu vreau să spun, și platforma a avut prestație lamentabilă în Consiliu, dar și cei de la PAS, ei n-au fost vocali, nu au fost slăbuți, n-au venit cu niște soluții de alternativă. Ei îmi luau numai de este, că pus, da, de este. Da, noi știm că a fost acolo corupția. Până la urmă, niciun pus nu a fost anulat. O da, ceva, au făcut un vânt o leacă, dar nu a arătat că în Consiliu există forță capabilă de alternativă din partea partidului de guvernare. Și din 2021, în loc să fie deodată identificat candidatul și să fie eu cumva infiltrat în gospodărie Chișinău, da, eu poate n-ar fi consilier municipal, dar să îmblem împreună cu consilierii municipali, pe la, nu știu, pe la gospodăriile, pe la întreprinderi municipale, având acces la toate resursele administrative și resursa mediatică, după câștigul pasului, să arete toate problemele care sunt în oraș, ei au dormit 2 ani. Și până la ultimul moment, adică au traganat până la nepermis anunțarea candidatului. Întâi era problemă că toți au vrut, dar în ultimul moment, când de mult trebuia să fie candidat, a fost situația că nimeni nu a vrut. Și atât a fost unul care a venit cu idei, cu programe, cu viziunea, cu ideea consolidării forțelor pro-europene, a fost cel Lian Carp. Eu când se vorbește că e candidat reușit, nereușit, de este, eu tot timpul la toți analiștii îi dau întrebarea. Spuneți-mi care a fost candidat mai reușit? Andrei Spânu a fost candidat mai reușit, cu antiratingul cel mai mare din PAS și cu gazul cumpărat care noi, iată, până în ziua de azi nu putem ieși din rahatul ăsta. Care a fost candidat? Cine a fost candidatul mai potrivit? Părerea mea, nu vreau să fac complimente multe, n-are eu nevoie de ele, dar Carp în aceste trei luni a făcut la maximum posibil și dacă nu era eu boicotat de propriul partid, pe alocuri, și poate nu pe alocuri, era turul 2. Și noi acum ajungem. De la 68%, Ciubanul a scăzut o situație când era pericol real și eu știu precis că ei au avut în ultimele zile, ei au avut mandrajul că o să fie turul 2. De asta și au fost ultimele 2-3 săptămâni, Ciuban are maniera asta de victimizare. O să fie 3 dosare pe mine, o să vină cineva la mine, numai nu speriați copiii. A fost, eu meșter la toate acestea. Da, eu am văzut și reacția, noi eram foarte aproape de turul 2. Și acum ajungem în ziua votării. Eu când am văzut, am analizat cifrele în suburbie, eu am înțeles că Lian Carp a fost jucat de propriul partid. Când au fost primele rezultate, că 56%, eram sigur că o să fie turul 2.
Asta e tradițional. Dacă observați toate alegerile, prima informație care vine din oraș dă mai mult candidatul de stânga și pe cât ajunge în suburbiile, scade. Și noi am văzut cândva că la Dodon era de la 58, el a scăzut până la a doilea tur, la 48, 10% au pierdut în noaptea. Și eu au pierdut turul 2. Și eu eram sigur că o să fie cam așa. Și vă uit cifrele la Băcioi și Stăuceni. Asta la mine a fost cel mai mare șoc. Două localități cu populația binișoară, adică numărul de alegători mare, două localități conduse de doi primari PAS, voturile pentru dânșii, unul câștigă cu 92%, a doilea câștigă cu 78%, primul tur. Uh-huh. Pentru dânsul, pentru Consiliu, voturile merg pentru PAS. Când vedem cum s-au repartizat voturile pentru Ivan Ciban și Carp, vedem că Ciban câștigă și în Băcioi și în Stăuceni. Diferența, adică pentru primarul de la PAS și pentru Consiliul de la PAS votează 4400 ceva, pentru Lilian Carp votează 1800. La Stăuceni, pentru primarul votează 3000 ceva, pentru Lilian Carp 1600. Diferența de, mai scurt, diferența în favoarea lui Ciban și voturile în mare parte au mers la Ciban. Diferența de favoarea lui Ciban a fost 4000 de voturi. 3000 ceva. Și anume această cifră a fost decisivă că să nu fie turul 2. Și cam la Durlești, tot sunt semne. Mai mică situație, mai asta, dar tot este situația. În celelalte localități, dacă să analizăm, votul pentru Lilian Carp și votul pentru candidatul, exponentul PAS, coincide, plus minus acolo. Mai mult ca atât, în majoritatea localităților, Lilian Carp a luat mai mult decât candidatul PAS. Sau egal. Iată, la Codru, de exemplu, egal, la Trușeni aproape egal, sau diferență de 50-100 de voturi, repet încă o dată. Okay. Și acest fenomen, iată, fenomenul ăsta care strigător la cer, care bate în ochi, a fost la Băcioi și Stăuceni. Și când eu încă aud că un candidat de la PAS, de la primărie, a fost filmat de câteva ori în oficiul MAM, nu vreau să fac acum că e turul 2 acolo, să nu influențăm noi alegerile. Am să vorbesc după și să termină turul 2. La mine apare întrebarea foarte serioasă și am suspiciunea rezonabilă că pur și simplu pe interiorul partidului, știind că oricum în turul 2 cel mai probabil Lilian Carp pierde, așa arată statistica. Dar faptul că eu iată au făcut ceea ce nu s-a gândit nimeni, și o adânci pe interior era ideea că n-are cine să concureze cu Ivan Ciban, de la triumfalism din 2021, ei au căzut în depresneac, în depresie în 2023, că Ciban câștigă detașat și atât Lilian Carp a adus situația aproape la a doilea tur, dar cineva, și eu bănuiesc că acel cineva este Andrei Spădu, nu a vrut avansarea și nu a vrut ascensiunea lui Lilian Carp ca să apară încă un politician, încă, că nu sunt politicieni. Asta și problema, că în afară de Maia Sandu, politicienii cu carisma, care sunt vocali, care sunt cunoscuți, vizibili, nu prea. PAS rămâne dependent totalmente de Maia Sandu. Și iată, să nu apare cineva și având cel mai mare anti-rating, ca în bancul despre moldoveni, părerea mea, Andrei Spânu șede și cam aia este, care poate să vrea să, din Cazanul să iasă, eu îi dă cu aia este să șeză acolo că eu am cel mai mare anti-rating și nu trebuie să fie cineva mai bun decât eu. Da, am cel mai mare anti-rating, dar eu trebuie să conduc partidul. Și părerea mea că l-a jucat pe Lilian Carp, anume, adică a fost asta coordonat, concertat și să nu se ridice el ca liderul, ca un politician cu perspectivă, cu electorat, cu ratingul, hai noi îl upustim pe dânsul că el nu a trecut în turul 2 și a câștigat ce bani. Și văzând acum cum se fac coalițiile cu socialiștii, pe mine asta nu mă miră. Dar ce coaliție vedeți în Consiliul Municipal Chișinău? Greu de spus.
iarăși, eu nu exclud la un moment dat și coaliția între PAS și socialiști. Dar cel mai probabil, desigur că cel mai probabil, 6 de la socialiști, care imediat se uită de trădarea lui Ivan Ciban și 20 de la MAN iau 26 și mai adăugați acolo pe 2 comuniști și unul de la, cât e acolo, unul de la Șor, că... Nu, este unul de la Renașterea. Parcă, serios? Da, unul de la Renașterea. Era de la platformă unul? Unul de la platformă, unul de la USATĂ, unul de la Renașterea. Și doi comuniști. Nu, și iată, ei au numărul confortabil de consilier. 26, 28, 29, nu prea au nevoie de PAS. Dar dacă ceva o să fie tensiunile între Dodon și Ciban, eu nu exclud că la un moment dat Ciban, ca politicianul pro-european, spune că hai să votăm proiecte pro-europene, o să iasă Andrei Spână și spune hai votăm, Vania, și votează. Cred că reușim încă un subiect tot despre alegeri. Bălți și orhei. Atitudinea dumneavoastră față de Șor noi o cunoaștem și toată lumea o știe. Tocmai de asta părtinitor nu o să fiți. Dar totuși, la Bălți în turul 2 a ajuns un om de ușor fiind votat de către populația Bălțului. La Orhei, la fel. A fost votat. Și acum paia de la Bălți s-au scos-o din primul tur. Pe doamna de la Orhei încă nu se știe, dar PAS-ul deja de-a pus contestații să anuleze. Poate există totuși niște linii roșii. Da, iată, campania când a început? În septembrie. L-ai prins în flagrant cu bani. Scoate-l, nu-l admite, nu-l înscrie în curs. Lor li se dă acte confirmative, poftiți participați, ei ajung în turul 2 și pe asta fiindcă... Nu, noi vă excludem. Nu pare asta un pic anormal? Eu sunt de acord cu dumneavoastră. Absolut de acord. Eu... Acum, guvernarea, cu mânuța sa, o adus situația în țung-țvang. Adică cunoaște ce asta. Orice mișcare care n-ar fi, tu nu poți să nu te miști și totodată orice mișcare înrăutățește situația ta. Care n-ar fi? Și asta din cauza că la timp nu s-a făcut ce trebuie. În loc să fie curmată și de mult curmată, haideți iarăși dacă începem. Nu vreau să încep de la originea problemei, dar în 2021 acest partid cu mare greu a intrat în Parlament. La limită a intrat în Parlament. Eu imediat, în 2 luni, această grupare criminală trebuia să fie lichidată. Că tiraș de ud, cum i-au finanțat, e așa, era fugar, tot era clar. Cineva s-a gândit că pe fondalul lor noi arătăm mai binișor. Hai să lăsăm pe deci. Hai să lăsăm, hai să este și să facă, dar noi, iată, tot timpul să avem dușmanul contra căruia noi o să putem mobiliza lumea în favoarea noastră. Asta e jocul. Stale играть. Заигрались и доигрались. Actul de guvernare a fost cu multe deficiențe, acestea au fost folosite de, în primul rând, de opoziția pro-Kremlină, Șor a intrat în contact direct cu Federația Rusă, același lucru a făcut Plohotniuc, așa au început să joace deja, nu așa, cu critică și cu curauă, dar au început să joace cu bani murdari de miliarde, au început să promoveze, să cumpere alegătorii, instituțiile statului nereformate până în ziua de astăzi, au fost paralizate. Bălțul nu a învățat nimic cu Tauber. Protestele cu o grămadă de bani nu s-au dat cu nimic. Unde sunt dosarele este cu finanțarea ilegală? Unde sunt dosarele cu aceștia protestatari care au fost prinși că primesc bani? De ce nu este oprită finanțarea externă? Nu s-a făcut nimic. O adus situația până la alegeri locale. S-a trezit de-amu când a văzut că rușii joacă foarte serios aici și este chip că jocul lor poate fi mai tare decât jocul celor de la PAS. Au scos, slavă Domnului, cu mare întârziere a declarat neconstituțional acest partid. Au introdus la limita, de-amu începea campania electorală, au introdus, noi ținem minte tot, pe aceștia, că ei au dreptul să candideze, aceia au pus pe alții și în loc să
așa cum spuneți dumneavoastră, în august, nu în septembrie, în august să fie stopată finanțarea, că toți cunoște unde și prin unde vin banii. Nu poate așa, nu pot așa banii. Au făcut operațiunea asta cu de este, cu... Iată operațiunea asta, care este rezultatul? Voi dacă ați făcut această operațiune, trebuia să faceți în iulie-august și în baza acestei operațiuni să ieșiți atunci prin organele de justiție. Ok, iar n-ați făcut nimic în justiție. Atunci decizia ce să e, atunci raportul lui Musteață, raport, toate rapoartele, iată, noi am curmat banii, candidația ăștia care o să fie, o să aibă legătură, nu pot fi admiși. Gata, iată finanțarea. S-a oprit finanțarea astfel încât să nu meargă acest proces. Au traganat până la ultimul moment. În ultima zi de campanie electorală scot șansa și după turul 2 scot pe asta care dumneavoastră vorbiți că ea a fost votată. Haideți să fim sinceri. Și ori dacă spunea că e taburetca acolo, aveți fie votată taburetca. Și așa e corșă că vă vai de capul ei, ea nu știe unde e primăria Bălț. Ea nu știu dacă a fost odată măcar acolo în primăria Bălț. Dar nu e această problemă. A fost scoasă deoarece ea era în sancțiunile Comisiei Situații Excepționale și a sesizat Gligor. Întrebarea mea, dar timp de 2 luni, voi și n-ați putut să citiți decizia Comisiei Situații Excepționale. Voi trebuia să ajungeți și desigur că în societatea care și așa este iritată de multe greșeli pe intern, societatea care este chinuită, economia care nu funcționează, vedem și apare acest sentiment. Voi, dar ei scot pe ăștia la ultima sută de metri, deoarece se tem de dânșii. Și iată așa, în 2 ani, treptat, de la 5%, a fost înfluată o grupare criminală până la pericolul real că ei vor prelua puterea. Eu absolut de acord cu dumneavoastră. Și asta încă o dată denotă cât e de necalitativ actul de guvernare noi avem. Domnul Slusăr, 2 minute avem, dar mai am 3 întrebări. Găgăuzii, conform doamnei Bașcan, vor avea într-adevăr gaz de 10 lei din decembrie? Eu vă întreb ca reprezentantul Energocomului, deci pricepeți în tema asta. Din punct de vedere economic, această tranzacție este lipsită de orice sens. Din punct de vedere economic. Așa prețuri la gaz nu există nicăieri. 160 de euro, nicăieri nici în Federația Rusă nu există așa prețuri. Prețul de piață aici nu-i. Dar m-ați întrebat o să aibă, eu pot să admit că o să aibă, deoarece, repet, Federația Rusă joacă cu noi foarte serios. Deci banii sunt murdari. Nu că e banii murdari. Banii murdari, tot banul vine murdar de acolo. Și pur și simplu ei merg prin diferite componente. Și componenta șor, ea are mai multe elemente. Și unul din elemente, gaz ieftin. Acest gaz sau este de origine rusească și ei pot să permită așa preț cum 10 miliarde au permis să fie acumulate de Transnistria, că nu achită pentru acest gaz, sau compania asta care iarăși anonimă din Turcia și a doua companie gastronomică din Germania care habar nu au de ce înseamnă tranzacțiile cu gaz, o să primească subvențiile generate de la Rusie ca diferență. Și atunci o să fie gaz politic, cuiz politic, să aducă gaz pentru a destabiliza situația. Repet încă o dată, economic această tranzacție nu are niciun sens. Politic, haideți să așteptăm 1 decembrie. Ultima întrebare, că nu mai reușesc. Eu știu că nu-l aveți la inimă pe domnul Ion Chicu, dar acesta a declarat astăzi că se întâmplă în mai multe localități că membrii sau angajații administrației publice locale nu primesc salarii din octombrie și septembrie. Este vorba despre cei cărora s-a majorat cu 1.300 de lei și primăriile trebuie să achite. Ați auzit ceva de genul ăsta prin teritoriu? Am auzit așa ceva. Eu cred că asta este legat de situația precară care este în buget, ceea ce a recunoscut și prim-ministru, că avem deficit de 14 miliarde și dintre care 1 miliard la ora actuală nu se știe de cum poate fi acoperit acest deficit. Și iarăși, primăriile la noi sunt finanțate după по остаточному принципу. И probabil că aici este problema și miza celor de la guvernare că iară o să vină de grabă fondurile europene pentru suport bugetar și cumva să fie acoperite aceste restanțe cu acești bani. Dar asta, în general, asta denotă cât e de gravă este situația în economia țării.
Eu mai am întrebări, dar din păcate nu avem timp. Însă eu vă mulțumesc tare frumos, domnule Slusar, că ați fost la noua emisiune. Vă doresc mult succes în tot ceea ce faceți și ne revedem neapărat aici. Cu mare drag. Mulțumim, doamnelor și domnilor, atât a fost să fie la ediția de azi a emisiunii Puterea a patra. Să trăiți frumos și bine și să vă văd mândri.